Între ele Timomas și Vița de Vie. Avem arena, acum avem și parcare, este gata parcarea de la Național Arena și de luni va putea fi și folosită. Este cea mai mare din tot Bucureștiul și mai are un avantaj, teren de fotbal cu gazon sintetic pe care oricine îl poate închiria. Gratuit este doar locul de parcare dacă ai bilet la evenimentele organizate în interiorul arenei. După un an de lucrări și 35 de milioane de lei investiți, parcarea de la Arena Națională e gata. Are peste 1300 de locuri, din care 100 sunt rezervate pentru oficiali. Accesul în parcare nu este deloc unul complicat. Aveți nevoie de un tichet pe care îl scoateți pe loc sau de un card. O oră de staționare pentru cei aflați în trecere costă 1 leu și 50 de bani. Posesorii de bilet la un eveniment din interiorul arenei parchează gratuit. Dacă parcarea devine neîncăpătoare, barierele se închid. Atunci, eventualele ambuteiaje de pe bulevard vor fi dirijate de polițiști. Are 1250 de locuri. Ca date tehnice, ea este cu o amprentă la sol de 7500-7800 de metri chiar, având în vedere că avem și rampele de urcare. Este singura parcare din țară care la ultimul nivel are un teren de fotbal cu gazon sintetic. Lung de 95 de metri și lat de 45, terenul vine chiar de la furnizorul Jocurilor Olimpice. Cei care l-au testat prima dată au fost tinerii fotbaliști. Nu, e greu că noi suntem obișnuiți, dar e foarte mare și obosește repede. Modernă, singura, dacă mă întrebați pe mine, pentru că respectă toate standardele a tot ce înseamnă parte de Uniunea Europeană, de mari metropole. Parcarea acoperă doar 10% din numărul de locuri pe care primarul vrea să le construiască în București în următorii 4 ani. Cea mai mare parcare promisă, cu o capacitate de 3000 de locuri, ar urma să fie ridicată în centru, în zona Bibliotecii Naționale.